Vă salutăm pe cei care deja ați intrat pe transmisia noastră împreună cu noi. Îl avem pe fratele Vasile Micula de la Timișoara, care este în vizită la Londra în acest weekend. El se va ocupa de o slujire muzicală pe care o va face la biserica noastră. Bun, frate Vasile, cum ai călătorit? La ce oră te-ai trezit? Ieri dimineață n-am dormit noaptea asta, că am zis merg și dorm pe avion. Și n-am dormit pe avion, chiar dacă am avut cel mai bun loc din avion, numărul 1. Da, tot am dormit acolo vreo un sfert de oră. De câți ani ai fost în Anglia acum? De 3 ani n-am fost în Anglia, mi-era dor. Frații ori m-au întrebat de mine pe aici, nu? Cum a fost perioada asta de pandemie pentru tine? Pentru mine a fost foarte rodnică. Am putut să mă gândesc mai mult la relația care am cu Domnul Iisus, să fac cântări. Am compus foarte multe cântări și cuvinte. Cineva mi-a zis să nu mai zic că am compus, să zic că mi-a dat Domnul, dar nu pot. Pentru că eu în cântările mele mai greșesc. Dumnezeu nu greșește. Și nu Amin. vreau să pun versurile mele la greutatea Bibliei. Eu îi fac scrisori de dragoste lui Dumnezeu prin cântările mele. Ce știu eu? Cum îmi dă Dumnezeu inspirație pe moment? Dar scrisorile mele de dragoste către Dumnezeu, către Domnul Iisus Hristos. Amin. Frate Vasile, ne bucurăm că ești la Londra, Și eu mă că bucur foarte tare. vei sluji, că vei lăuda pe Domnul. Am văzut acum recent și pe televiziune și pe internet, peste tot, că Părintele Calistrat, într-o situație de mare presiune, a dat o palmă la o femeie care l-a provocat și l-a ispitit. Cum vezi tu lucrarea asta de biserică? Sunt astfel de momente în care ajungi într-o situație din asta în care ești ispitit încât să-ți pierzi controlul? Mie nu mi s-a întâmplat. Mie, și dacă cineva îmi vorbea urât sau așa, eu Să vorbești mai tare. să vorbesc mai tare. Mie, dacă îmi vorbește cineva mai urât sau vrea să mă provoace, îmi găsesc un echilibru și întorc spatele și plec. Dar dacă îmi dai voie să-ți povestesc ceva, am fost în misiune undeva în Banat. Și când mă întorceam dinspre Banatul de Munte, către Timișoara, niște oi mi-au tăiat calea. Și vreo 300 de oi. Ciobanul era nervos. Eu nu. Și ăsta tot striga la oi, să treci, să treacă mai repede, dar eram singur acolo, care așteptam să trec podul. Și a zis, stați liniștit, că nu mă grăbesc. Ăsta tot mai nervos cu oile. Și de la un timp, am văzut că mai era o oaie să treacă, era și capăt, de-abia mergea. Și-o luat ciobanul buta și-o dat în oaie. Săraca avea un picior care își căpăta, acum mai avea două, și am văzut că așa a pus și câinii pe el. Eu cred că era un păstor, știți cântarea, Blândul Păstor. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor, blândul păstor. Pe oaia ce căzuse jos, a ridicat-o el milos și a dus-o în brațe viitor, blândul păstor. Deci, vrei să zici că un păstor n-ar trebui să lovească niciodată. Poate să disciplineze. Poate să disciplineze, cum facem noi cu copiii noștri. Eu nu mi-am bătut niciodată copii, dar am stat de vorbă cu ei, i-am disciplinat, le-am spus ce este rău. Cineva m-a întrebat ce promiteai copiilor ca să fie cu minți. Și am zis, nimica. Le spuneam, pentru voi sunteți cu minți, le cumpăram instrumente și tot ce aveau nevoie, fără să facă nimic ei. Deci nu îi recompensam cu nimica. Deci Da. deloc. Le luam, dar nu pentru că au făcut ceva sau pentru că n-au făcut ceva. Deci, zici că abordarea pe care trebuie să o ai ca și om al lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă,
este să fii abordarea lui Isus, în care să fii blând, în care să fii calculat, în care să nu-ți pierzi cumpătul. Dar eu te întreb, frate Vasile, Domnul Isus la un moment dat s-a nervat și a luat biciul. Da? Sunt astfel de momente în slujire în care ești provocat, ești ispitit, n-ai avut un om care să vină să-ți ia acordionul din mână sau să te certe sau o persoană din asta apucată să te ispitească la un punct din ăla maxim. Am avut. Eu cred că un păstor trebuie să aibă limbajul pentru oaie și să aibă limbajul pentru lup. Adică dacă vine un lup îmbrăcat în piele de oaie, nu te comporți ca și cu oaie. Normal. Îți păzești turma, îți păzești casa. Ai putea să dai niște exemple, că tu ai crescut în familie de pocăiți, ai o anumită vârstă, ai văzut multe. Ai putea să dai niște exemple în care s-au pus presiune pe oamenii lui Dumnezeu, încât unii au scăpat controlul. Dar există o anumită presiune care se pune pe Da, slujitor. eram la Borlova, în județul Caraș-Severin, cu păstorul care e pe zonă, președinte acolo, și m-am apucat să cânt. Acum, eu când duios, când mai alegru, mai, cum să spun, toate Da. genurile, cântare mai vesele, mai triste, intercalate. Și unul din sală, precis nu era oaie, era un lup acolo care spunea: gata, lasă să vină predica. Dar mie mi s-a spus până la ora cu tare. Și atunci, Mai ales că ai fost invitat pentru așa da, am fost ceva. invitat să cânt. Și eu tot mă uitam la păstor ce fac și păstorul făcea, dă-i, mergi mai departe. Și a venit timpul să predice și fratele a vorbit: astă seară vreau să predic din Apocalipsă. Cel din spate: da, asta am vrut să rog din Apocalipsă. Și odată îi face semn la trei frați să meargă să stea de vorbă cu el. L-au convins să iasă afară și să nu mai facă deranj. Nu l-a jignit nimeni, nu l-a lovit nimeni, dar era un om Te care provoca, te da, provoca. te provoca și am mai pățit o dată. Frații m-au chemat la evanghelizare și au zis: frate, să spui mărturia. Și am zis: bun, dar mergi la bun când spui mărturia. Păi lasă că stau eu aici lângă orgă. Nu, mergi la bună, la noi așa e obiceiul. Și am început să spun mărturia mea, cum l-am primit pe Domnul de copil. Și un frate din spate zice: dar unde ai găsit scris asta în Biblie? Eu nu vorbeam din Biblie, atunci era mărturia mea. Și pentru așa, pentru o secundă, două, m-am blocat. N-am mai știut ce să răspund. Și îi spun: dumneata ești Biorean. I-am zis: da, din Ghești, eu și eu vreau să știu limbajul. La urmă am să cânt o cântare din aia care îți place dumitale. Și l-am domolit. Am ști ce să fac. Am fost în Constanța. Și mi-a zis fratele cu care m-am dus: frate Vasile, să ai grijă, ai să cânti straștea mai liniștite, imnuri, la miezul nopții, te adorăm în fericire. Imnuri liniștite. Acum eu, de felul meu, când mă bucur, eu nu pot să stau. Și acum când vorbesc despre cântare, mă bucur, dar pe când cânt. Și o bătrânică în fața mea se uită așa la mine. Eu cântam, mă uitam la ea, nu-i place, m-am gândit. Ce să fac? Așa zic eu. Și la urmă când ne-am dus de mână cu frații la ușă, vine sora direct la mine, nu dă mâna cu frații care erau înaintea mea, cei doi păstori, direct la mine. Și mi-a dat și diseară. Zic: vai, eu plăcut. Zic: da, soră, rămâi și diseară, eu bucuros. Auzi, dacă rămâi și diseară, să ții niște calmante, că dumneata ești cam agitat. Eu sunt bucuros când laud pe Domnul. Și poate pe unii îi deranjează că eu sunt bucuros. Dar este o bucurie sinceră, care o am atunci când vorbesc despre Dumnezeu, când despre Dumnezeu. Și seara când m-am dus acolo, mi-am cerut iertare la sora, că toate farmaciile erau închise și n-am găsit nici o farmacie deschisă în Constanța să-mi iau calmante. Dar în Biblie spune altceva. Când eram mic, am zis mamei mele: mami, de ce nu mai ai pus un nume din Biblie? Păi, nu-i din Biblie. Nu! Samuel, Daniel, Ruben, atâtea nume frumoase, Emanuel, Tit, Timotei, Pavel, Ioan, Io Vasile, ce nume e ăsta? Și mama zice: noi suntem din Horecea, Vasălicuța mea, că e din Biblie. Dar unde ai văzut în Biblie? Și mama spune: citește Psalmul 95 cu 1. Știi ce spune acolo?
Haideți să cântăm cu veselie Domnului. M-am bucurat atunci, așa am înțeles de ce mi-a Dumnezeu bucuria asta, veselia asta să-L aud pe Dumnezeu. Deci, frate Vasile, Domnul să te binecuvânteze, frumoase experiențe. Acum, discutând de Părintele Calistrat, pe care toți l-am urmărit într-o anumită măsură, a Da, avut multe sfaturi sfaturi spune. bune, a avut un har aparte, modul în care vorbea. Crezi că este o presiune care se pune astăzi pe preoți, pe păstori, pe duhovnici? Pentru că nu de mult am auzit de nu știu care preot că a căzut, nu de mult am auzit de nu știu care păstor că a căzut, nu de mult. Și vedem că există parcă o anumită presiune, nu? Ce părere ai? Există o anumită luptă spirituală în lumea asta nevăzută împotriva slujitorilor lui Da, Dumnezeu? eu cred că diavolul vrea să discrediteze tot ceea ce se face la adresa lui Dumnezeu. Să vă spun ceva. Dacă un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu face un păcat sau face o prostie, este ca și cum ce s-a întâmplat? S-a răsturnat o roabă. Dar dacă un om al lui Dumnezeu face o greșeală, este ca și cum s-a prăbușit un avion. Pentru că lumea de la noi au mari așteptări. Am fost undeva la biserică și când am ieșit din adunare, vine unul la mine și zice, dăm 10 lei. N-aveam bani la mine atunci. Nu, și i-am zis, n-am. Nu ești omul lui Dumnezeu. Automat, gata. Da, te-am urmărit, m-ai dezamăgit, dar n-aveam să-i Da, dau. ăștia am pățit și eu. Sunt cerșetori care, dacă nu-i ajuți, ei măsoară toată credincioșia ta prin faptul că le dai. Poți să fii cel mai mare păcătos. Dacă le-ai dat 10 lei, 20 de lei, ești pocăit. Dacă nu le-ai dat, poți să fii cel mai mare om care te rogi, cel mai moral om, că nu ești pocăit. Atât idei cu vreo 20 de ani în urmă, când am ieșit din biserică, a venit unul și a zis, dă-mă o casetă cu tine, era cu casetele atunci. Zic, mai am una, dar o dau la altcineva. Te rog, dă-mi o mie, uite, îți pup mașina. El se sărută în mașina. Și a zis, lasă, ține caseta, nu mă trebuie să pup mașina. Sunt tot felul de oameni. Deci există o presiune în lumea Da. spirituală care se pune pe Da. oricine, dacă s-ar fi certat cu cineva și ar fi dat o palmă, dau un exemplu, n-ar fi fost o mare problemă. Dar acum, părintele care reprezintă o lucrare spirituală, care ani de zile ne-a predicat și ne-a vorbit într-un moment de fierbere, a făcut această greșeală, să zicem, și a dat o palmă unei femei. E un lucru care îi va strica mult din ce a construit de-a lungul anilor. Sperăm că lumea să uite. Sperăm lumea să uite. Omul, știți cum e? Când intri la un om în casă, îți arată sufrageria, aranjată frumos. Toate la locul lor. Îți arată bucătăria, baia. Dar sunt niște locuri unde nu duci musafiri. Și alea sunt lucrurile ascunse ai inimii noastre. Noi avem lucrurile ascunse în noi. Bun exemplu, bun exemplu. Să vă spun ceva. M-am căsătorit în urmă cu 27 de ani, 95. Și îi reparam, nu știu dacă e bine să zic asta, dar spun Da. acum, s-a întâmplat cu mult în urmă. Reparam o sonerie la poartă. Și cineva, cum a trecut pe acolo, a început să înjure pe soția mea. Vă spun, m-am uitat la omul ăla, nu m-am recunoscut pe mine după aia. Erau lucruri care nu le știam despre mine. Deci te-a provocat. M-a provocat, n-am, aveam șurubenița în mână, dar nu mi-a fost Pe bine. moment te-ai blocat. Da, cumva soția mea s-a dat așa lângă mine, nu sare acolo, nu știu, săream, nu săream. Dar sunt lucruri care noi nu le știm despre noi. De-aia spune Biblia să orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Că vor veni momente când ce faci? Am fost la o evanghelizare și frații, n-a venit predicatorul, predici tu. Și eu despre ce am predicat? Despre să nu iei numele Domnului în deșert. Și am vorbit că noi de multe luăm numele Domnului în deșert și cu numele nostru. Adică mă cheamă Emanuel. Dar am fost la birt, am fost la discotecă și m-am bătut. Și sună urât când auzi Elisei cu Emanuel s-au bătut și i-au luat poliția. Da. Pentru numele astea
Eu merg, fac misiune în penitenciar și îi provoc pe oamenii să spună pentru câți dintre voi se roagă mama voastră. Din 80 de oameni, 60 au ridicat mâna și mi-am dat seama că sunt copii de apocăiților. Și am zis, cum te cheamă? Beniamin, Elisei, Emanuel, Timotei. Și prin asta iei numele Domnului de șert. Și eu am vorbit acolo. Cum ar fi să spui, Ruben a fost aseară la birt? Nu poți, ai un nume. Pentru... Și prin asta e numele Domnului în deșert. Nu, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, a fost Da, beat. Emanuel e la pușcărie. Da, nu merge. Și Da. frate Tiberiu, ce să vezi? Că eu, după ce am vorbit asta, mi-am găsit farul spart la mașină. În biserică era un Ruben, care a ieșit nervos, care cu o seară înainte a fost la birt și mi-a spart farul. Dar de unde a știut asta? După câteva timp a fost chemat să fie la botezul lui. Și s-au mărturisit. Da, au zis că spătesc farul, nici n-am avut nevoie. Mi l-am plătit singur, dar m-am bucurat că S-au Dumnezeu a mărturisit. vorbit prin mine. Și de asta zic, în noi sunt niște părți care Noi nu le nu... cunoaștem decât într-un moment de mare Da. fiermă. Acum, dacă merg pe stradă cineva Contează când și o... temperamentul. Și temperamentul, fratele, să zic fratele, părintele Calistrat, este un temperament mai așa, mai aprins, mai și când vorbește și când predică. Și probabil că l-au dus într-un punct maxim în care a scăpat lucrurile de sub control. Să ne ferească Dumnezeu. Nu știu. Este expresia, am văzut negru în fața ochilor. Să nu ne lase Dumnezeu acolo. Pentru asta trebuie să stăm lângă Domnul, să ne rugăm, să postim, să Se fim uită pocăiți. tot ce ai construit în ani de zile când faci o astfel, de către unii oameni. Bine, că sunt oameni care îl vor aprecia la fel, dar sunt mulți oameni care pentru o chestie din asta uită tot ce ai făcut în ani de zile, tot ce ai construit, pentru o ieșire, pentru o scăpare, pentru un moment din asta. Domnul să aibă milă și să... Știți că era, eu când eram mic, eu am crescut în biserică. Frate Tiberiu, n-am fumat în viața mea. N-am băut. Am fost, așa pot să spun, un copil model. Tatăl meu a fost foarte mare bețivan. El când venea acasă de la birou, noi trebuia să ieșim afară din casă. Eu am urât alcool. Și ziceam, nu vreau să ajung niciodată ca tatăl meu. Copiii mei o să le spun, tatăl meu nu îmi spunea niciodată că mă iubește. Să știi că eram un copil frumușel. Adică eu mă uit la băiatul meu cel mai mic, că îl iubesc și spun tot timpul că îl iubesc. Cam așa, mă arătam și eu ca el. Tata nu îmi spunea lucrul ăsta. Dacă eu aveam dorința să merg să le iau în brațe, să-l sărut pe tata. Și eu spuneam, du-te la mamă ta, lasă-mă în pace. Așa îmi spunea. Dar eu, în biserică, între frați, adică na, între frații noștri cu care am crescut, că am fost la grupa de copii, apoi la fanfară, era o vorbă care se spunea, las pocăința 5 minute deoparte. Ați auzit-o? E, pocăința nu poți să o lași, că nu mai găsești acolo. Pocăința trebuie să o ții. Amin? Așa este. Na, o fi lăsat și părintele 2 minute. Doamne, ferește! Da, îți dai seama, deja funcționează la televiziune și pe Dar internet și eu am YouTube. văzut, mi-a părut rău așa, eu nu l-am desconsiderat, că omul nu poți să iei toată viața omului după o poză. Adică... E adevărat, dar oamenii ce gândesc, spune, domnule, a fost o femeie, să lovești o femeie, un reprezentant al bisericii, lumea te taxează rău pentru chestia asta. No, să sperăm că o să fie. Știți aia cu mosca și albina? Ați auzit pilda? Nu. Este o pildă, așa, că dacă o să aștepți la poartă, la mine, să iasă cineva de acolo să întreb cum e la Vasile în curte? Și o să iasă o muscă. Cum e la Vasile în curte? O, gunoi! Numai gunoi are tot, tumberoane, saci de gunoi, praf! L-are și câinii aia care nu fac și curat după ei. Asta o să spun o muscă despre mine. Dar dacă o să iasă albină, ce ai văzut la Vasile în curte? Am văzut nectar, flori, are parc acolo, atâtea soi, pentru că ea asta vede. Eu cred că trebuie să vedem în oameni ce e mai bun. Că slăbiciunile noastre sunt multe.
Cum ne comportăm noi când știm că suntem filmați? De exemplu, într-un aeroport. Am eu o pildă că zic că noi trebuie să avem comportamentul omului din aeroport. Cum e omul din aeroport? Omul din aeroport știe unde merge, nu întreb. Mă, tu unde mergi dacă mori? La domnul. Întreb omul, tu unde mergi? Păi unde merg, toți merg și eu. Nu, tu trebuie să știi unde mergi. Oamenii de la aeroport au un comportament că dacă toți au același gând, să ajungă într-un loc. Unde? În cer. Toți oamenii din aeroport vor să ajungă în cer. Apoi, în aeroport, stai cu minte, pentru că te filmează. Da. Plin de ochi. Stai calm. Sunt reguli. Da? În aeroport, te uiți către ușă. Ușa este Hristos. În aeroport, nu treci oricum. Ați văzut că acum e modă, că nu contează actele, adică nu ne căsătorim, stăm așa că nu contează actele. Într-un aeroport contează check-in-ul, contează pașaportul, nu intri oricum. Apoi este comportamentul omului din avion. Ce face omul din avion? Se roagă. Bine, am o dată, chiar m-a invitat în Londra și a luat-o așa avionul, așa mai așa spre pământ, mai brusc. Și bătrânul lângă mine și-a scos o icoană și-a început să o sărute. Și-a zis, ce faci, maică? Zice, mă rog, la Arsenie Boca. Și-a zis, n-are acoperire aici. Ce face omul din aeroport? Știți ce-mi place? Azi, de atâta, cred că am fost de 40 de ori cu avion, frate, Tibeliu. Azi am văzut prima dată pilotul. Da? Da, n-am văzut niciodată pilotul. Nu l-am văzut niciodată. Că mulți mă întreabă, mă, dar cum, crezi în Dumnezeu? Da, păi nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Dar am încredere în el, pentru că viața mea, exact, pilotul ăla nu-l vezi. De auzi vocea și știi că e acolo. Dacă s-a rucat pilotul beat la manșa acolo, te merg ca la avion. Nu. Dar noi avem încredere în pilot, cum avem mai mare încredere în Dumnezeu. Ce face omul din avion? Stă la locul lui. Te-ai dus la locul tău? Acum eu dacă vreau să zic, dați-mi și mie autorul cu avionul, mă lăsa? Nu poți după o lună, două, ce te-ai pocăit sau un an, hai că vreau și eu să conduc o biserică. Nu poți, nu poți. Cineva îmi spunea mai de mult, cu vreo 30 de ani în urmă, venea așa mulțumit de zice, frate Vasile, ce mi-a arătat Dumnezeu în 2 luni, nu v-a arătat vouă la toți în 10 de ani. Și m-am speriat și am zis, Vasile era o lumină specială. dar am zis, Sunt din ăștia care au lumină da, specială. și dovadă că n-a rămas pe care. Da, nu, asta e o formă de mândrie. Cum? Adică Aroganță. sunt oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu și tu ești cel mai mare de acolo. Trebuie să stai la locul tău. De obicei, când anumiți oameni vin că e o lumină mai specială, o descoperire mai aparte, ei înțeleg mai ceva ca toți ceilalți, în spatele unei astfel de abitudini se ascunde un duh de mândrie, de aroganță și mai târziu oamenii ăștia cam. Da, și ce face unul din avion? Nu coboară între stații. Te-ai urcat, te duci până la capăt. Să ne știe Domnul să mergem până la capăt, să ne ducem Acum, mântuirea până la capăt. frate Vasile, Da. tu umbli mult cu evanghelizările, Da. cu nunțile, cu slujirea muzicală pe care o faci. Spune-mi, te rog, ce ar trebui să veghem, la ce ar trebui noi să veghem ca să nu ajungem să avem o ieșire din asta necontrolată? Să nu ne scape lucrurile de sub control, ca slujitori la un Să moment ne dat. gândim că sunt ochii lui Dumnezeu care ne vede peste tot. Și că Dumnezeu a investit ceva în noi și că Dumnezeu are pretențiile la noi. Și că oamenii se uită spre tine, așa cum am zis că dacă un necreștin a făcut ceva, nu-i problemă, s-a răsturnat roaba. Pe când pentru un creștin s-a prăbușit un avion. Să știi că sunt ochii lui Dumnezeu. Eu, frate Tiberiu, deci mi-a zis cineva, nu vii în America? Zic, mă, nu-mi place acolo, că nu mă știe nimeni. Acum mă știu mulți frați. Mi-a place când ies în oraș și mă întâlnesc cu o grămadă de frați și vorbesc. Și când ies de pe poartă, deci când ies de pe poartă, mă gândesc că sunt niște ochi care se uită la mine. Uite, în Timișoara nu poți să arunci gunoi niciunde, pentru că peste tot sunt camere. Și dacă te duci să arunci gunoiul în loc nepermis, îți confiscă mașina. Așa de bine organizat Da, sus. peste tot sunt camere și îți confiscă, s-a confiscat chil, care a mers și a aruncat gunoiul. E, dar Dumnezeu,
Cum ești tu afară să nu jucăm noi pe... Vorbesc spiritual. Deci asta este, în primul rând, să știi că Dumnezeu are pretenții și că ochii lui veghează Da, totul. ești ambasadorul lui Dumnezeu. Alte lucruri care ar putea să ne mai accentuăm. Ia vorbire, să fii calm. Și când cineva vine să le tinde, am întrebat într-o biserică, fraților, este vreunul de aici care vrea să meargă în iad? Nimeni nimic. Până la urmă, eu m-aș duce că am acolo un prieten bun. I-a murit prietenul. Și atunci iar au luat Luca și a zis să te ferească Dumnezeu să ajungi acolo. Nu-i locul unde vrei să ajungi. În prezența lui Dumnezeu este cel mai bine. Spunea un frate bătrân când eram tânăr, nu scrie în Biblia asta, dar așa spunea, fraților, cu Domnul Iisus e bine oriunde. Sună telefonul, am să-l sting. Da, Am să și Și spunea că fără prezența lui Isus, oriunde este iadul. Și în prezența lui Dumnezeu este raiul. Și dacă ești într-un loc de chin, dacă este Dumnezeu acolo, am citit cartea lui fratelui Ilie Vrba. da. El spunea cu Dumnezeu în suteran. El acolo în suteran era în prezența lui Dumnezeu. El cânta, fratele moldoveanu, făcea cântări acolo. Nu de mult a cântat cântarea asta, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te spre cer. Știi, am făcut și eu ceva teologie la viața mea când eram mai tânăr și am învățat un lucru. Omul, în limba greacă, acum ați făcut teologie, știți, dar pentru ascultătorii spun, om înseamnă cel ce privește în sus. Nici o ființă de pe pământ nu merge cu capul sus cum merge omul. Toate animalele, ființele, merg cu capul în jos. Și maimuțele astea tot cu capul în jos merg. Și dacă greșești cuiva, când te întâlnești cu el, lași capul în jos. De aici ce pare, fiți oameni. În orice loc Deci ești, de să ții... greșit putem greși cu toții. Da. Și atunci trebuie să ne cerem iertare și să plecăm capul și să Da. recunoaștem Da. și Și eu să... cred că dintr-o greșeală din asta Dumnezeu te poate ridica mai sus. Da, este o vreme când Dumnezeu vrea să-ți lustrească trâmbița, să te pună la pocăință. De exemplu, eu n-am cunoscut recretele în pocăință cum au fost alții care au fost în lume. Eu, de la bucurie, cântam Domnului, am intrat în altă bucurie după ce am primit pe Domnul, am primit Duhul Sfânt, eram atât de bucuros. Dar sunt oameni care au trăit niște regrete mari. Și cred că oamenii sunt mai pregătiți ca mine în sensul de a învăța pe alții, de a se feri de niște lucruri. Mă înțelegeți? Eu sunt așa, sunt cumva nevinovat în sensul ăsta, că n-am fost în lume. Un om din lume știe mai bine pașii spre păcat, cum îi știu eu. Da. Bine, frate Vasile, Domnul să te Gata, eu binecuvânteze. mai vreau! Dacă ai în final câteva gânduri pentru slujitori, pentru oamenii care urmăresc slujitorii și Da, văd că uneori slujitorii pot văd fi aici, acești la slujitori. doi, este sora Rodica Schweitz, este sora, prietenul meu cu care când am fost la Peniel cu Zeno, acordeonistul, vă salut. Dragilor, este o cântare care îmi place foarte mult. În ultima vreme a cântat-o mult de tot. Cântarea spune, vreau lângă Dumnezeu. De ce Da. facem noi greșeli? Nu stăm lângă Domnul. Avem așa o... Ți-ai crezut vreodată copilul în aeroport sau într-o stație? Eu sunt bihorean, la Marghita. M-am născut acolo, în Baianul Mare. Ați fost păstor, am înțeles. Și de mic mă ducea părinții la bunici acolo. Și la Marghita, în autogară, a venit autobuzul. Când am zis că urcă lumea, m-am urcat și eu. M-am găsit locul mai bun, m-am uitat pe geam. Aveam vreo 9-10 ani și când mă uit, tata și mama stăteau acolo și așteptau alt autobuz. Au, când am văzut, am coborât. Era să plece. Ce mă făceam? Ăla mergea, nu știu, la ghijir. Ai auzit de satul ăla? Ce făceam la ghijir? Ei, știți ce facem noi? De multe ori, noi urcăm în autobuzul greșit. Și urcăm în autobuzul în care Domnul Iisus nu e acolo.
Și acolo nu o să găsim pace. Și acolo nu ajungem la destinația care avem. Nu ne rezolvăm problemele cum trebuie, fără Dumnezeu. Și de asta noi greșim, că nu stăm lângă Domnul. Oricât ar fi de greu, necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu. Păi Să fiu chiar mereu. zilele astea am ascultat-o, e o cântare foarte O frumoasă. iubesc. O iubesc, dar știți de ce am cântat-o mult? La începutul anului. Am văzut că și ortodoxii au scos o variantă a lor Nu cântare. este vecernie. Asta este cântare ortodoxă. Da? Da, pentru că se cântă. Îți mai spun niște cântări ortodoxe. Iisus al Tovarăș Scump este ortodoxă. Chiar dacă ar fi să îndur din greu. Dure și lanțuri și rușine, ajută Dumnezeul meu, sunt Doamne, ești a mea iubire, Tu mi-ești tot ce mi-a rămas. Sunt cântări care se cântă seara, vecernie, din sclavul, din limba slavonă, vece, dobră vece, adică seara se cântă. Cântările astea sunt foarte frumoase. Eu am fost nu de mult la o nuntă în Ploiești și a venit primarul și a zis, cântă una ortodoxă. Și am zis, cu toată inima. Și am zis la muzician, dă-mi fa major. Mă stăteau toți pregătiți și am cântat Hristos a înviat din morți. Să vedem numai asta. Asta e ortodoxă, cea mai cunoscută. M-am dus, i-am pus microfonul la gură să cânte cu mine Hristos a înviat din morți. Și a cântat. Domnul să binecuvânteze toți frații ortodoxi. Amin. 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 Să știți că atunci când te pocăiești, nu retrogradezi. Atunci promovezi. Un pas înainte spre Dumnezeu. Eu cred că un ortodox, când se pocăiește, nu-și schimbă religia, își schimbă viața. Amin, amin. Amin. Bun, bun, Domnul să vă binecuvânteze, având în vedere că fratele Vasile a trecut pe la mine azi dimineața, am zis, haideți să facem un scurt live, să discutăm, să analizăm, să vedem ce putem face ca să stăm mai aproape de Domnul, să fim mai atenți. Există o anumită presiune care se pune pe slujitori, pe preoți, pe păstori, pe duhovnici și e foarte important să veghem, să stăm lângă Dumnezeu, să ne rugăm, să fim atenți, pentru că diavolul caută să ne ispitească pe toți, pe toți, nu doar pe cei din față, ci și pe cei din rândurile bisericii. Și zic Dumnezeu să ne binecuvânteze și să-și binecuvânteze lucrarea Lui și împărăția Lui, ca Evanghelia să poată să meargă cu Amin, putere mai amin, departe. Amin. Fiți amin. binecuvântați de Domnul și dacă mâine sunteți în Londra, în Anglia, vă așteptăm la biserica Foarte mulți noastră. m-au întrebat că se dă live și am zis da. Unde suntem mâine? Pe Neil Londra, pe Vasile Nicula, că o să-ți distribui și eu. Da, deci Am compus o mâine. cântare special pentru această biserică. Frate Tiber, vreau să-ți mulțumesc. Pe Neil a fost lângă mine și a învățat să stau lângă Domnul împreună cu voi. Amin. Amin! Mâine, dacă sunteți prin Anglia, vă așteptăm pe toți duminică dimineața, adică mâine dimineața la biserica noastră de la ora 10 în Wembley și mâine seară avem și sărbătoarea mulțumirii și masă de dragoste. Vă așteptăm pe toți. Vasile Micula va cânta și Amin. dimineața și seara. Aveți Domnul, sarmale în mine. da, Veniți că sunt sarmale. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.